Salutare! Noi suntem în Dodi și în acest episod al podcastului nostru vom vorbi despre capitolul 13, conservare, ecologie și creștere, din cartea lui Murray Rothbard, Pentru o nouă libertate. Deci vreau să încep discuția cu un exemplu pe care Rothbard îl dă în acest capitol, legat de poluare, pe la 1947, într-o curte de judecată din Ohio, când niște proprietari al unor terenuri s-au judecat cu un aeroport construit în zona lor și se plângeau de zgomot. Iar judecătorul a dat dreptate proprietarului aeroportului, susținând că bunul public, common good în engleză, nu știu cum exact în românește ar veni. Binele comun. Binele comun, binele, da. Binele public. Da. Așa. Binele public. Binele societății. Binele societății este mai important în acest caz și putem trece cu vederea drepturile de proprietate privată ale proprietarilor din zona respectivă. Dar acesta nu a fost singurul caz și... Bine, ca să te întrerup un pic, citatul exact este, deci tribunalul zice așa: în sarcina noastră de a judeca acest caz, cu toate că suntem o curte a echității, nu trebuie doar să cântărim conflictul de interese între proprietarul aeroportului și proprietarii de terenuri din vecinătate, ci trebuie să recunoaștem și politica publică a generației în care trăim, generația 47, da? Trebuie să recunoaștem că înființarea unui aeroport este de mare importanță pentru public, iar dacă un astfel de aeroport este inhibat sau înființarea sa este împiedicată, consecințele nu vor fi doar o pagubă serioasă pentru proprietarul aeroportului, ci pot fi și pierderea serioasă a unui activ valoros pentru întreaga comunitate. Deci, cu alte cuvinte, comunitatea se plânge, nu-l vrea, dar e mai bine pentru ei să-l aibă. Asta e decizia curții respective. Circulau în societatea din 47 în America idei de genul ce este mai bine pentru populație, progresul ăsta industrial, economic, și niște experți au indus, să zicem, niște idei despre cum trebuie să arate acest progres, și drepturile de proprietate privată, cele care au dus America în situația care o știm cu toții, au fost trecute cu vederea. Adică dacă și inclusiv ecologiștii, asta vreau de fapt să spun la început, din zilele noastre ar trebui să ia aminte la faptul că nu să zicem proprietarii de resurse sunt cei care creează problemele ecologice, ci chiar statul care a îngăduit poluarea. Aici a fost cazul zgomotului, dar cazul similar a fost și în situații de tip fumul unor fabrici sau evacuarea unor ape menajere în râuri. Bine, aici între noi și vorba, citind asta așa cu o minte și o experiență este europeană, mie mi se pare că ștectorul ăla a fost cumpărat și sentința doar a fost așa un mod de a o îmbrăca în, în ceva. Dar Rothbard, da, spune, vorbește de chestia asta pe parcurs, că teoretic problema poluării de orice fel reprezintă un conflict dintre drepturile de proprietate ale rezidenților, să spunem, da, și de interesele unor industriași, și e vorba de deci a putut să devină o problemă doar din faptul că tribunalele în serie au slăbit și mai apoi și legislatura au slăbit posibilitățile pe care le aveau proprietarii respectivi de a se apăra, de a-și apăra, da, încălcările astea de drepturi. Și că asta a fost o tendință începând cu Revoluția Industrială încoace, ca justiția să fie, să devină aservită intereselor. Da, și nu a fost un, domnule, să zicem că există o întârziere între conștientizarea
pericolelor industrializării și a efectelor ei negative. Și dom'le, ne-am prins cam după 100 de ani de fapt că poluăm. Nu, se știa de atunci. Și în Anglia și în America că marile fabrici și uzine sau alte întreprinderi industriale poluează. Însă statul prin aparatul de justiție a dat dreptate nu proprietarilor sau victimelor poluării, ci poluatorilor. Deci este o, dacă vrei să ajungem la o concluzie, de unde vine poluarea din zilele noastre, este o consecință, de fapt, etatistă. Dacă probabil în mare parte. Bine, dacă e să ne gândim la faptul că din poluarea de pe planetă, da, cea mai mare parte covârșitoare e emisă de China, ok. Da, e sigur, cu subiect și predicat. La început, totuși, mi se pare că, Robert, eu am tărit repede la poluare pentru că mi s-a părut cea mai relevantă, să zicem, punct din capitol, dar el începe cu utilizarea resurselor. Avem... Stai să zic și ultima, poluare. Deci tu ai atras atenția asupra conflictului între proprietate privată și stat, să zicem, nu? Un ecologist, când se gândește la, sau când atacă proprietatea privată, el se gândea la aeroport. Da. Înțelegi? Nu se gândea la victime. Da. Deci noi când asta e o mare diferență. Ei și atunci când atacă proprietatea privată au în vedere, nu știu, corporațiile. Deci ăștia care sunt mână-mână cu statul. Noi vorbeam de încălcarea dreptului de proprietate, nu știu, ne gândeam la victime, la aia care erau afectați de zgomot. Dar asta ca să înțelegem și pe ei, pentru că deci când vorbim de Big Pharma, e asta o în vedere. Asta înțeleg prin capitalism, corporatism. Faptul că Big Pharma își comandă legi, afaceri cu statul și zic, uite ce face proprietatea privată. Ori asta nu e proprietate privată. Proprietate privată, de exemplu, dacă statul n-ar avea o funcție în sănătate, în socialdemocrația contemporană, adică sistemul dominant, statul se ocupă de sănătate. Dacă statul ar avea zero atribuțiuni, n-ar mai exista Big Pharma. Așa cum o cunoaște. N-ar mai exista lobby-ul făcut de... N-ar fi umflată de stat. Uh-huh. Am avea firme mari, dar uite, Coca-Cola, o firmă mare, nu e umflată de stat. Dar Big Pharma clar e umflată prin reglementări, prin contracte. De ce aia cu, nu știu, milioane de vaccinuri care se aruncă? Și care sunt plătite? Și inclusiv soluția lor, deci ecologiștii nu o să aibă grijă de victimele poluării sau de drepturile de proprietate, că dacă ar fi respectate acestea, lucrurile s-ar regla de la sine. Ei aplică soluții din astea, de tip dispersate, confuze, de gen certificate de carbon, cote de... Dar nu, soluțiile lor sunt dispersate și confuze doar dacă nu le abstractizez. Că dacă le abstractizez, soluțiile lor sunt întotdeauna mai multă reglementare și mai multă putere dată statului. Da, deci, aduc la, asta e, tot timpul asta e soluția. Acum ce contează, ce haine îmbracă. Un comunist ți-ar zice că asta cu certificat e o soluție neoliberală. Înțelegi? N-ar zice că e o soluție socialistă. Soluția socialistă e la blană. Să tai desfințezi. Vin acum soluțiile socialiste imediat. Raționalizare. Da. Pane de curent. Că într-un conflict, să zicem, în copșa mică, când cineva de acolo este îmbolnăvit o boală de plămâni din cauza fabricii alea care era condusă de stat. Da. Așa. Dar pentru el asta e capitalism. Capitalismul înseamnă poluare. Înțelegi? El nu gândește ca noi, ca Rothbard. Da. Capitalismul înseamnă să incrimine juridic poluarea, pentru că poluarea e o agresiune. Dacă e o fabrică de cimen care emite niște chestii spre tine, intrând în corpul tău, îți încalcă dreptul de proprietate asupra corpului, încalcă un drept de proprietate. Ori când se gândesc la capitalism, se gândesc la fabrica aia care tot emite fum și asta înseamnă capitalism. Tu nu asociezi capitalismul cu asta, nu-l asociezi cu nazismul, tu asociezi capitalismul cu schimburi pașnice, voluntare, oameni care se duc la piață, știi, ca să înțelegem diferența între de ce e lumea supărată. Și inclusiv ei, chiar dacă fabrica respectivă ar
funcționa în mijlocul Saharei și nu ar avea niciun efect în afara deșertului, nu ar încălca drepturile proprietate nimănui, ar cumpăra, să zicem, 500 km în jur împrejur. Ajuns la ajuns la o lume interconectată, înțelegi? Okay. Trebuie să-ți updatezi viziunea asupra Pământului, da? Nu, poluarea... Murim toți, ori ne înfometăm toți și murim toți. Cam astea sunt opțiunile ecologiștilor. Poluarea e totuși mai locală, ca să zic așa, da, dacă te gândești la, uite, Rothbard, nu discută încălzirea globală, cartea e scrisă în... Da, 73, nu găsiți încălzirea globală prin anii 80 și 75, cred că era răcirea globală. Da, da, pe tocmai. Și prin anii 80 apare încălzirea globală, care e, acolo orice faci, deci că trage apa la veciu, nu, tu omori pe cineva. Atenție, Costel. Cineva din viitor? Nici tu nu ești la curent, da? Cu ultimul lucru nu este încălzire globală. Să spui că e încălzire globală e greșit, da? Este schimbare climatică. Păi știi ce s-a schimbat? Adică știu, păi asta, e de ce s-a schimbat? Pentru că nu s-a mai încălzit vreo 7 ani la rând. Că Pământul așa face, 7 ani stă pe loc, 7 ani se încălzește. În Biblie, cu lăcustele. Sunt niște chestii, cicluri, în funcție de cum... axa Pământului. De cum e axa Pământului față de Soare. Mă rog. Asta ce zic climatologii, sceptici? Unii dintre ei, da. Nu, ideea e că asta e mult mai periculoasă. Bine, avem 3 mari teme aici. Bine, ca să fim... Epuizarea resurse și poluare în capitolul ăsta. Ca să fiu corect pe ce am zis mai devreme, se numesc cicluri marin sau marian, nu mai știu exact. Dar ideea e că, și nu sunt numai susținute de climatologi, sunt susținute de toată lumea, dar problema cu ele era așa, că până în ultima perioadă, da, ciclurile erau 7 ani de căldură, 7 ani se răcea. E, în ultima vreme, 7 ani de căldură, 7 ani a stat pe loc. Și deci lumea zice, oh, uite, până și astea sunt afectate și se încălzesc. Păi, discuția e de magnitudine, că dacă ne gândim la efectul de seră, admite toată lumea. Dar problema e cât e de periculos. Dacă e alarmist, e foarte periculos. Deci se va muri pe capete, nu? Da, mâine. Cum zicea Greta? Cum ai zis tu? De trage apa, a murit cineva. Nu, era discursul al Gretei că aia... că suntem pe... punctul de extinție. A, da, 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 da. Iminența? Sunt o, da, sunt o grămadă de statistici de genul ăsta, cu sute de mii de, zeci de mii de specii care se sting pe zi, din același discurs cu idei preluate. Cu idealul vostru de economic greu, nu știu. Da, de creștere economică infinită. Început. Să ne întoarcem la partea de început acolo și pentru că oarecum am intrat, unul dintre lucrurile la care Rothbard face apel este inconsecvența ecologiștilor și a conservaționiștilor, atenție, diferenți față de conservatori, da? Care ei reușesc să ceară un lucru, după care se schimbă paradigma politică, ajung să ceară fix opusul. Și avem aici trecut el prin în revistă. Mai întâi avem stagnarea seculară, da, avea o problemă cu capitalismul, da, stagnarea seculară e boara fatală a capitalismului, era vorba de depresie. Da? Și evident, pentru a rezolva problema, aveau nevoie de mai mult socialism și înlocuirea pieței libere. Au avut parte de asta în mare măsură, Roosevelt ne-a dat-o tuturor de o tragem și astăzi. Și a ajuns la anii 50, marele boom postbelic. Și atunci a intrat în scenă, spunea Rothbard, cultul creșterii economice și capitalismul crește, e adevărat. Dar nu creștea, probabil la începutul anilor 50, nu creștea destul de repede. Trebuia și mai repede și atunci, pentru a maximiza rata creșterii capitalismului, era nevoie de mai multe intervenții de stat. Da? După aia, 58, John Kenneth Galbraith, The Affluent Society. Și brusc, intelectualii socialiști, spune Rothbard, și-au inversat verdictele. Problema capitalismului era că crește prea mult. Da? Și trebuia moderat. Și aici mi s-a părut o chestie interesantă, pentru că e ceva ce tind să auze astăzi de pe partea conservatoare. Și anume, citez. Nu mai sufeream de stagnare, ci de prea mult bine.
Prin urmare, omul își pierduse spiritualitatea printre supermarketuri și aripile fanteziste de la spatele mașinilor. E necesar ca statul să ia frâiele, fie prin intervenție maximă, fie chiar prin socialist, și să-i taxeze puternic pe consumator pentru a le reduce îmbelșugarea sfruntată. Ok, deci problema era capitalismul, soluția era mai mult stat și prin taxare, cum se vede astăzi, că am ajuns la certificatele verzi. Adică poți să tragi exact o relație aproape de 1-1 între ce spuneau ăștia și ce, domne, e prea mult, se consumă prea mult, trebuie să punem certificate verzi, trebuie să taxăm carbonul, să taxăm emisia ca să reducem consumul, reducem îmbelșugarea. Mai departe, sunt 8, ajung și imediat și la ultimul. Mai departe, în 62, brusc, problema Americii nu mai era abundența, ci era sărăcia, creștea sărăcia, așa că avem războiul cu sărăcia, da? 64, de la războiul cu sărăcia, dar ei nu spun, nu, era stagnare, crește deficitul și atunci există Comitetul Ad Hoc al Triplei Revoluții și a publicat atunci manifestul care ne-a întors pe noi și pe intelectualii de stânga înapoi la punctul de pornire. Problema Americii nu era stagnarea, ci inversul ei. Deci, iarăși, erau prea, creșteau prea mult și venea mitul automatizării. Deci toată lumea se automatiza în anii 60 și o se supraautomatizeze, o să rămână lumea fără servicii. Nu știu, poate pare cunoscut cuiva. Tot la fel. Se termină anii 60, se vede că automatizarea nu a fost diavolul de care s-a speriat toată lumea, da? Și atunci, opa, avem recesiune. Recesiunea era iară, deci la sfârșitul anilor 60, recesiune. Recesiunea era iară din cauza capitalismului. Dom'le, capitalismul ăsta nu e, avem nevoie de mai mult stat. Și de mai multă, așa, vine iar abundență. Oh, cum? Prea multă creștere. Spune că nu e deloc greu să întâlnești acum una și aceeași persoană, și culmea că nu e rară nici în zilele noastre, care se situează contradictoriu pe o combinație a pozițiilor 5 și 7, susținând în același timp că trăim într-o epocă post-raritate, da, post-scarcity, în care nu mai avem nevoie de proprietate privată, de capitalism sau de stimulente materiale pentru aia. Nu, că e destul pentru toată lumea, sau ce obțin ar trebui să fie, pentru că e anul curent. Anul curent plus 6 deja. Și că, B, lăcomia capitalistă ne epuizează resursele și ne duce în pragul unei iminente penurii mondiale. Deci suntem post-raritate, dar suntem în pragul unei penurii mondiale. Și răspunsul stângist pentru ambele este că trebuie înlocuită piața liberă și capitalismul cu o planificare centralizată. Și cum spune, îl citează aici pe Joseph Schumpeter, spune așa: capitalismul stă la procesul său în fața unor judecători care au condamnarea la moarte în buzunar, și o vor da indiferent de ce apărare vor auzi. Singurul succes pe care îl poate produce o apărare victorioasă e doar o schimbare a sentinței. Și cred că aici el se referă doar la felul în care o să te omoare. Uite pe Schwab cum îl vezi, că mai degrabă în asta cu post-raritate, nu? Sau în aia cu reducerea resurselor? Păi Schwab le susține pe amândouă. Schwab e omul care le susține pe amândouă. Nu, da, așa, zice ca, că toată, zice ca... toată lumea trebuie să aibă, să crească, să facă pentru toată lumea, dar atenție că nu e destul pentru toată lumea. Și trebuie să ne recanalizăm. Mă gândeam că ar merge mai pe chestia electronică. Aia e bună pentru control. Chestia Star Trek, sau și Harari, la fel, că va crește tehnologia și nu mai... Pe ăla n-ar trebui să-l citesc de nimeni dacă nu are de spus glume. Deci dacă vrea să susțină ceva care... Adică își schimbă argumentația când e post-raritate, când... Da. Și, în funcție de ce vrea să spună, nu? Exact. Și dacă e să o luăm, să o legăm și de ce ne introduceam noi și că tu spuneai că Robert n-a atins subiectul ăsta tocmai pentru că nu era... Deci consensul oamenilor de știință, da, a fost că planeta... se îndreaptă spre o nouă epocă glaciară, da? Din 1930 până prin 1975
înghețam. Da? Deci toată planeta urma să înghețe din cauza epocii industriale, din cauza emisiilor de carbon, se răcea planeta. Nu mai ajungea soarele la... Ok. Pe la... Când? Să zicem. În anii 70, la un moment dat, a fost o pauză în care aveau probleme cu poluare. Domne, indianul american e omorât de toată poluarea asta, știi, el se uită și el are un mediu de viață așa primitivist și frumos și în ton cu natura și sunt ăștia care, uite, îi poluează, îi strică mediul, da? Ok, și la un moment dat când s-a rezolvat mai mult sau mai puțin și problema cu poluarea, am dat peste încălzirea globală, care a luat avânt, cred, în 88. Sau ceva de genul ăsta. Cu Al Gore. Cu Al Gore. Lasă, cu Al Gore. E pe vârf deja. Pe Al Gore. El a devenit milionar. Da. Nu. Nu, pe atunci. Tipul ăla de la 88, NASA. 88. Și întâlnirile IPCC-ului, atunci au început să... International Panel for Climate Change, al ONU. Atunci au început să se întâmple. Cred că a fost și asta. Hockey stick graful. Ori în 88, ori în 92. A apărut. Deci o strategie și ei și-au dat seama că ăștia greșeau, alarmiștii din trecut, făceau predicții pe 5 ani, să zic. Mm. Și 5 ani e ușor de falsificat. Dacă a anunțat sfârșitul lumii în nu știu, 2027, vezi că n-a avut loc. În timp ce ăștia de azi fac predicții pe sute de ani. De cineva care se angajează la comisie. Ăștia de azi, de azi, da? Că, ăștia de azi, da. Că, de exemplu, sus a amintitul Al Gore, da? A marșat cu niște predicții. Pe mai mult sau în 2007 a făcut predicția aia faimoasă că până în 2015 nu mai e gheață la Polul Nord. În 2015 a curs cu faptul că Polul Nord era mai acoperit de gheață decât oricând în anii 2000. Și AOC nu zicea că mai sunt 12 ani sau au trecut? Nu, n-au trecut. AOC face parte din categoria aia profeților deștepții. A spus nu, mai sunt, atunci când a zis asta, ea făcea referire la faptul că mai sunt 12 ani în care mai putem face ceva. Peste 12 ani se termină, devine irreversibilă, pentru că așa este, suntem pe o planetă care se află într-un echilibru instabil și nu are sisteme de feedback care să se opună. Dar sunt mai greu de falsificat, deci dacă pui pe 100 de ani, păi da, hai să așteptăm 100 de ani, deci până atunci. Da. Așa, fără să... E posibil să vină sfârșitul, dar din cauza măsurilor contra schimbărilor climatice. Teoretic, da, evrei încă și așteaptă, încă le așteaptă pe Mesia, nu? Da, da, da. Vreau să revin la exemplul ăla și e relevant și aici. Dacă, eu zic că dacă te ții de niște argumente etice și ții cont de dreptul de proprietate privată, nu ajungi la probleme din astea pe care unii experți la un moment dat le consideră ca fiind binele comun și ar trebui, domne, să trecem peste deranjurile astea etice pentru a ajunge la ceea ce vizionăm, să zicem, sau ce ne imaginăm că ar fi bine. Așa și acum, dacă unii consideră, domne, binele comun este să avem diversitatea speciilor, să avem nu știu câte păduri sau să avem râuri curate și așa mai departe, ăsta nu este un motiv pentru a trece cu forța statului peste drepturile de proprietate privată, cum ecologiștii la ora actuală. Dacă chiar ar vrea să facă ceva, ar trebui ca ei să pună jos, să cumpere terenul sau să păduri și așa mai departe, ce vor ei să protejeze. Google și ce, Amazon, asta nu cumpără. Cumpără păduri. Refer mai mult la asociațiile astea de, sau fundațiile de tip ecologist care nu... Ele merg pe reglementări, pe lobby, pe forța statului, domne, hai să
protejăm pur și simplu pădurile sau anumite specii de animale pentru un bine de asta teoretic. Bine, unele dintre ele... Nu se aplice asupra unor victime. Dom'le, uite, a pulvat nu știu cine, astea sunt victimele, hai să ne luptăm pe drepturile lor de... Acum, ca să apăr și organizațiile astea, unele dintre ele, da, chiar mai fac ceva. Mai organizează o plantare de copaci, mai scapă vreo... mai se ocupă cu relocarea unor animale. Și din... problema este că problema în sine, da, nu se ocupă de boală, practic, ci se ocupă doar de simptome. Da? Problema în sine vine de la stat. Da? Și ei, în loc să zică, nu, dă-te statule la o parte, că în multe locuri, da, ei se plâng. Și în multe locuri organizațiile ecologiste ajung să facă lobby politic, tocmai pentru că statul s-a înstăpânit pe proprietățile alea, da, și zice că nu, că el acolo face treaba lui. Și atunci ăștia vin, zic, păi stai, fă așa, dacă tot zici că e a ta. Și în loc să spună, nu, dă-te tu la o parte, pune totul în sistem privat și o să se întâmple, o să se rezolve. Nu au încredere în piață, ei cred că dacă... De că tot suntem la discuția despre resurse. Dacă privatizezi, o să o taie. Dar bine, în mare parte, din cauza faptului că există aproape o suprapunere de 1-1 între activiștii ecologiști, da, și oamenii care au valori de stânga. Adică ei nu poate să înțeleagă ideea asta cu proprietatea privată. Ei sunt crescuți, educați cu faptul că statul trebuie, statul face, statul drege, statul atotputernic cu stat ne dă și ne uite, și servește. Da, duce exemple. Și în Canada, și în America, dar și în România, la ora actuală, statul este prin statul național sau prin provincii, este proprietarul cel mai multe păduri. Și totuși... Aici vorbim de conservarea resurselor, da, ca titlu așa mare. Da. Se taie pădurile, se exploatează, asta e ideea. Da. Ei au mult prea mare încredere în stat. Ei nu înțeleg, domne, dar în comunism de ce fura lumea de la stat? Da, nu, că e... deci problema lor nu e. Problema e o chestie de digitalizare. Punem, nu știu ce, sistem Rosal și ăla te vede prin satelit. Ăla de la Rob Silva și umple camionul și... nu înțelege chestia asta, știi că... nefiind data, tragi să... Da, 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 da. E problema comunelor care... Da, de care... problema tragedii. Inclusiv, deci problema ecologică în americani... O explici pe scurt? O explici pe scurt? Da. Problema comunelor, ca să fie zisă pe toată lumea? Printr-un exemplu. Dacă până în râul Mississippi statul american permitea noilor coloniști să își facă homesteading dincolo de Mississippi, a considerat că e mai bine să ofere terenurile în proprietatea statului pe care le au tuturor celor care... Da, nu chiar, acolo e o... Ai limita, e 160, e o intersecție nefericită a două politici birocratice, da? Prima era că limita de homesteading, cum ai spus tu, era stabilită, a fost stabilită în lege inițial, da, pentru Statele Unite care existau pe coasta de est și se întindeau dinspre coasta de est încolo, da? Și datorită climatului de acolo, pe coasta de est, 160 de hectare, mi se pare că era ok, nu? 160. Acres e cam un acre de hectare. Ok, 160 de cu... În engleză e acres și spune că e jumătate de hectare. 160 de acri, da, ok, scuze. 160 de acri erau de ajuns să-ți faci o fermă pe care să crești vaci sau oi. Da, și destul încât să poți să le vin, să poți să trăiești din asta, da? Dar odată ce s-a trecut de râul Mississippi, clima fiind mai uscată în partea aia, nu mai era de ajuns, nu era destulă iarbă în zona respectivă ca din limita asta maximă pe care puteai să ți-o apropiezi să poți să îți faci o afacere și nu mergea nici să iei două una lângă altul, că era una pe cap de cetățean, da? Mm-hmm. Și atunci statul
american a zis, păi ok, ne întoarcem la situația care exista în Anglia și în restul Europei, da, pășuni la comun. Ținutul deschis la care face referire Rothbard. Oamenii pur și simplu, din cauza că nu erau proprietari, nu aveau grijă de pământul respectiv și trimiteau oile, vacile, ce animale mai aveau să pască, se întreceau cine să pască primul, pentru că ce treceai acolo, cine venea în urma ta nu mai avea ce să... Turmele tale nu mai avea ce să pască. Și atunci a apărut această tragedie a comunelor. Pur și simplu nimeni nu avea grijă de... Și bine, nu a apărut acolo. Este asta, s-a repetat absolut peste tot unde ai un lucru în comun. În America s-a ajuns asta până la problema Dust Bowl-ului, da? Furtunile de praf care se formau pe terenurile foarte întinse care fuseseră prerii și fuseseră tocate, da? Acum e dezertificate până la deșertificare, da? Și acum vântul care trecea pe acolo ridica praful și ajungea până la așezări omenești. Ajungea să fie văzut. Știi că dacă e o furtună de praf în mijlocul pustiului, da, aia nu deranjează pe nimeni. Teoretic. De poți, da, poți face analiza asta pe un iaz, pe o pădure. Da, și... s-a și făcut. Nu zic, tragedia comună. Exact. Să pară mai intuitiv. Știi? Dom'le, de ce nu ștai la pădure? Pur și simplu. Dacă e privatul, să zicem. De ce nu tai imediat? Și de ce există tendința asta să... taie. Dacă bine, aici e, Rothbard face o... defrișerile. Face o referire și mai bună, în sensul că pădurea este oarecum regenerabilă, da? Deci noi avem exemplul ăsta că în Europa, cel puțin, pădurile private cresc. Pădurile sunt exploatate, dar oamenii fac bani din ele, da? Dar ele cresc sau cel puțin rămân constante, în niciun caz nu scade. Nu se produce o despădurire. O despădurire se produce doar în două cazuri. Da? În cazul în care cineva vrea să facă altceva cu pământul ăla, da? Sau se ocupă statul de el. Atunci poate să se producă despădurire. Da? Cazul întâi e mult mai rar. Pentru că dacă tu vrei să faci ceva cu un pământ, da, astăzi e mult mai rar astăzi, ok, era mai întâlnit în trecut atunci când era mult mai multă pădure, da, și nu erau multe pământuri disponibile, în sensul că pe unde era pământ era pădure, știi? Ce zici de speculația asta, că e posibil ca și frica de reglementările ulterioare să fi dus la defrișările de la noi din anii 90? E foarte posibil. Înțelegi? Oamenii au anticipat, bă, vine ăștia peste noi, hai să taci să... Nu cred. Cred că e un raționament post hoc, în sensul că vezi că au venit și te gândești că de asta au făcut. Nu, eu cred că două cazuri. Unul la mână. Ei se așteptau să fie, deci perioada de incertitudine economică, se așteptau să le ia pădurile înapoi. Să le ia statul pădurile. Deci nu să-i reglementeze, să le spună că n-au voie să taie, să le zică că le iau înapoi. Știi? Adică uite, ți-am dat pădurea, da, dar ți-o iau înapoi, gata. E? Și de asta, asta o dată. Și a doua, atunci când tu nu ai foarte multă educație economică, da? Și te trezești cu o pleașcă mare de capital, tind să-l consumi. Tind să-l consumi. Și asta e o chestie care s-a întâmplat atunci. Deci oamenii care au fost reîmpăduriți nu au fost oamenii cărora li s-au luat pădurile, oamenii care au plătit pentru ele inițial, știi, care au investit într-o pădure. Nu, au fost oameni care au fost educați în comunism, tata, bunicul a fost persecutat și lor le-a căzut o pleașcă de... Dar nu a fost pădurar de neam, de na, afacere de familie, ca așa ar fi suferit. Știți? Exact. Deci, acum, chiar dacă ai pădurea ta, vine un pădurar frumos și te semnează copacii negru să tăi așa ce vrei de pe. Nu ești chiar proprietar să dispui cum vrei de proprietatea ta. Mm-hmm. Tot felul de reglemente trebuie să-ți păzești cu niște
agenții de autorizate de stat. Tot felul de reglementări din astea în care costurile de întreținere sunt așa de mari încât mai bine ai zis, bă, trebuia să fie tăiat din prima și scăpăm de ea. Mm. Descurajează pădurirea, știi, ca și la piața muncii. Dacă tu îngreunezi concedierea, îngreunezi și angajarea, la fel și aici. Dacă tu îngreunezi... Exploatarea pădurii? Da. Ăla nu-i cultivă, știi, că da, da, oricum nu e al lui, știi. Deci... Ca să revin un pic la ce spunea Rothbard în carte, să exemplificăm exact ideea asta și ca să nu ne perturbeze ideea că avem o resursă regenerabilă, dacă nu e pădurea, Rothbard se uită la proprietarul unei mine. Da? Să spunem că ai o mină de cupru, da? Care e în proprietate privată. Ok, teoretic o mină nu o să sece aproape niciodată, dar la un moment dat va deveni profund neprofitabilă. Ineficientă de a exploata, da, neprofitabilă. În sens că tu mai minezi acolo și scoți foarte puțin, nu ți acoperi cheltuielile, asta e, la revedere, da? Dar faza e că resursa efectivă pe care tu o exploatezi, da, filonul de cupru în cazul ăsta, da, e finit. Nu se generează peste noapte, da? Nu poți să plantezi cupru, să-l crești sau altceva. Ok. O asemenea mină are ceea ce se numește o valoare de capital. Dacă e să ne gândim la o valoare de capital, putem să ne gândim la o mașină. Da? O mașină în sine, tu te apuci, o folosești, da? Dar cu cât mergi mai mult, ei scade valoarea. Da? Și mina asta, teoretic, cu cât are mai puțin cupru în ea, ar trebui să îi scadă valoarea. Da. Însă, aici vine partea complicată. Valoarea cuprului pe piața liberă fluctuează în funcție de ce nevoi sunt în economie. Scopul proprietarului pe termen lung, și aici poate că putem să asemănăm puțin ideea cu oamenii ăla cărora le pică pleașca. Da? Dacă îți pică pleașcă o mină de cupru, cel mai probabil o să frești bani. Da? O să, nu o să ții cont de valoarea de piață, nu o să ai... Deci dacă câștigi la cărți sau la loto sau așa, cel mai probabil o să o distrugi. Da? Dar presupunând că acolo a intrat cineva care și-a introdus capital, a cumpărat mina aia, da? cu capitalul lui, a muncit, da. Okay? Ăla o să vrea să convertească, da, acest capital la o valoare mai mare decât cât a dat pe el, plus o rată de profit, da. E, și atunci scopul lui va fi așa. Dacă prețul cuprului crește, o să crească și el producția, da? Că atunci lumea vrea cupru pe piață și poate să câștige mai mult. Dacă prețul cuprului scade, o să o bage în conservare, o să producă mai puțin, pentru că acum nu e profitabil, da? De-a lungul timpului, el încearcă să maximizeze din extracția de cupru din acea mina lui profitul, banii pe care urmează să-i primească. Exact. Acum, lăsăm cuprul deoparte, da, care nu se regenerează și trecem la păduri, la lacuri, la alte chestii. Da? Astea se regenerează. Deci, teoretic, poți să le ai la infinit. Da? Dacă ai grijă de ele. Da? Atunci când alegătorul median spune că nu, domne, nu putem să dăm pădurile la privați, că ăștia le taie repede și se termină și rămânem fără păduri. Îți dovedești, atunci când gândești chestia asta, îți dovedești faptul că tu așa ai face. Pentru că tu nu ai investit niciodată nimic în ceva care să țină. Într-o afacere sau ceva. Ai stat tot timpul pe pică. Da? Și probabil așa ar fi. Dacă ție ți-ar da cineva o pădure, ai tăia-o pe toată.
Dar noi se uită antreprenori. Că asta e chestia care mă enervează cel mai tare la ecologiști în general. Ei nu fac altceva, ecologiștii și comuniștii, socialiști, nu fac altceva decât să proiecteze. Proiectează propriile insecurități. Crezi că e intenția lui aia, adică da, asta ar face el. Da, da. Asupra altor oameni care poate se pricep. Dar e o mare optimism asta, știi, față de stat. Că uite, ai de frișor de statul, nu poți să digitalizezi tu. Nu, e o chestie de stimulente și o atrage să exploateze, știi? Mm. Uite, un argument... Vreo deep state ar fi, deep state-ul e mai rezonabil, mai pe termen lung. Politicianul e ăla care depinde de un ciclu electoral. Uh-huh. În timp ce birocratul, deep state-ul ar vedea, ia lui de fapt o pădure, știi? Deci proprietarul romsilor. Un răspuns la asta, că și deep state-ul e controlat, nu? Sau se mai schimbă, se mai... N-are chiar o proprietate. Nu e pe piață șeful CIA sau... Zice că doare fund. Problema lui e să aibă putere, nu e... Deci restul sunt... restul sunt doar conexe. Păi nu, dacă da, au, controlează. Au. Șeful Rom Silva, să zicem, dacă el controlează de fapt o... Șeful Rom Silva se schimbă la... Se schimbă de asta. Da, vezi, înseamnă că nu e monarh. N-are... Nu e, nu e, deci el. N-are interes să... Nu, deci, nu, dar te duci mai sus, da? Pe filiera Alex Jones, oamenii din umbră care controlează România și fac așa și pe dincolo. Nici pe ea nu interesează foarte mult. Adică, ok. Nu, dar gândește, șeful Rom Silva face parte din deep state. Mai sunt așa de la departamentul din cadrul Ministerului Mediului. Adică sunt unii fixi, sunt unii care acolo. Sunt da, și în Rom Silva. Sunt departamente, juridic, nu știu, comercial, la la la. Chiar dacă se schimbă 1, 2, 3 prin diverse funcții și vin alți oameni, pentru a se integra în acest deep state, care are perspectivă, noi trebuie să urăm de sau exploatăm pădurile României. Așa. A la lung. Deci, trebuie să se joace cum li se cântă. Adică ei dețin asta argumentul. Deci deep state-ul din acel... Ei ar semăna cu privat. Ei dețin, nu așa, dar, de dețin, dar interesele lor nu sunt așa de... Adică ce vreau să spun e că mie mi se pare că moneda în care ei tranzacționează este stabilitatea pe termen lung. Nu interesează chestii din astea, așa sunt minore, sunt foarte periferice, știi? A, pădurile, a, apa, a, chiar și Roșia Montană la o adică, pe ei nu interesează chestiile astea, interesează doar să nu fie periclit, deci să nu le fie lor periclitată stabilitatea, în sensul că dacă se poate cu canadienii, bine cu canadienii, dacă au ieșit unii în stradă și încep să-și dea hainele jos de pe ei, atâta vreme cât sunt puțini, nu interesează, da? În clipa în care generează o mișcare de masă capabilă să intre în Parlament, să nu știa, ok, atunci interesează, în sensul că trebuie să-i luăm, să-i integrăm, să-i dezbinăm, să facem... Dacă gândește la cei din deep state-ul din asistență socială, care are grijă să există o pătură săracă în România tot timpul. Ai zice că nu e proprietar, cred că asta ar putea fi contraargument. Deci în momentul în care... Nu e, el nu e proprietar. Nu e proprietar. Nu poate să vândă. Șeful Rom Silva nu poate să zic, gata, mâine vând. El are control destul de mare. Nu. Și noi suntem proprietari la pădurile României, dar nu controlăm la fel ca șeful Rom Silva, să zicem, nu e. Da. De bun simț asta. Dar nici el nu are control absolut. Uite, apropo de discuția noastră. Nu poate să vândă, de exemplu, pădurile României. Poate să facă, nu știu, șmenul de astea. Nu? Sau? Pe aici, pe acolo. E scopul, ciubucuri. Scopul lui, da, scopul lui exact ăsta e, sunt ciubucurile personale. Cred că știe locul, dar nu, trebuie să extrag din această resursă, da, care, pe care o am în administrare, cât mai mult un ca să mai ajungă. S-ar putea gândi, dacă ar fi fost într-adevăr proprietarul lui, lumea trebuie să o las și nepoților și strănepoților și trebuie să mă gândesc ce las atunci, știi? Ori el nu merge, el nici nu, măcar pentru el nu cred. Asta mi se pare că el trebuie, el ne gândește doar pentru rețeaua mea de, da? Păi am și pe nepotul care e angajat, nu știu unde, prin vas lui și trebuie totuși să managez lucrurile astfel încât cam asta e perspectiva lui de timp și de... Na. Da, dar nu știe cât rămâne acolo și el e exact vulnerabil. E asta spun, că pe deep state interesează stabilitatea. Să fii cât mai... Da, da, dacă vine unul ca Trump și dă un șut în cur, știi, deci nici el nu e... Suveran, dar el mai are pe un văr. Păi da, dar el se gândește la el.
Îl dă și pe nepot. Are un bună ziua, e un să rămână pe toate părțile, știi? Și în cazul în care iese... Da, asta, interesul ăsta pe termen lung, mi se pare că făcea la un moment dat Hoppe, parcă, de ce monarhia este preferabilă democrației populare direct, pentru că exact de monarhul în sine, da, e țara lui, fără țara lui nu prea mai e monarh, s-au văzut destule cazuri, da? Și atunci interesul lui este pentru stabilitate și nu se apucă să, dacă se apucă să taxeze, să jupoaie, să taie în carnerie, păi pun țăranii de o revoltă și s-a terminat. Și cu monarhia și cu tot, pentru tine și pentru familia ta. Da. Ai grijă ca și de o proprietate de regatul tău. Da. Dar un control mai mare, Dragnea, nu are un control la fel de mare. A zice că Deep State-ul are un control mai mare ca Dragnea, știi? Nici Năstase nu avea control atât de mare, știi? Și Năstase avea control, vorba aia. Nu, dacă zic, Năstase apucase atâta control încât Deep State-ul a zis stai, puțin, trebuie să-l alegem pe Băsescu, nu se poate. Ah, că i-au votat, au trătat idealul. Da. Dar tot așa, mă gândeam să forțez comparația asta la Hoppe, știi? Așa cum monarhul e interesat să-și conserve, e ca și cum ar fi proprietatea lui, ce e acolo, pădurile lui. La fel și aici, dacă nu, cumva Deep State-ul, birocrația nu are, nu are de atâta control. Ei sunt mai preocupați pe hârtii. Și altfel, da. Deci nu altfel e problema comunelor. Administratorul de la Rom Silva e și el într-o problemă a comunelor în care e la concurență cu precedentul și următorul administrator al Rom Silva. Deci sunt niște, fapt, doar niște ciubucuri, nu chestia asta regală pe termen lung. Da, ăia uie. Sunt pe termen lung? Sau? Cine? Ăia uie. Nu. Deep State uie. Nu. Deep State uie care comandă... Aia pe viața, pe vreme. Și pe moarte, cred. Nu știu care de Deep State uie. Deci eu cred că nici Dumnezeu nu poate. Un birocrat de-al ăștia. Mi se pare că sunt așa de... cum zic eu ție... întortocheate drumurile pe acolo, încât doar tu, când îi spui unui ucenic sau unui nepot, uite, te duci acolo la ușa aia, dai examenul ăla, bifezi chestia aia, ai educația respectivă, poate să acceseze într-o funcție UE și să îi arăți drum. Un laic, deci în acestor aspecte, în nu poate să... În Illuminati se intră mai ușor decât... Să vedem cu râurile și cu apele, cum nu, privatizăm. Aș mai rămâne puțin la resurse, uite asta cu... vreau să mă refer la limitele acestor predicții catastrofice, că se vor epuiza resurse. Și uite o critică a lui Julian Simon, un tip din zona Cato, a murit mai de mult. Era că... el făcea distinția asta între predicție tehnologică și predicție economică. Predicția tehnologică pare... plauzibil, la niște cola într-un pahar, dacă tot beau cola aia, se termină la un moment dat. E plauzibil că se vor epuiza cândva. Pământul are niște resurse finite de nu știu ce, de cupru. Predicția economică, dacă te gândești la ăștia care produc cupru, și dacă ei ar estima o penurie în viitor, ar trebui să producă mai puțin acum. Da. Prin urmare ar trebui să avem prețuri mai mari acum. Orice zice el, uite, dacă uităm pe sute de ani, Julian Simon, deci, când uităm pe sute de ani, vedem că a crescut, că a scăzut prețul la cupru, la nu știu ce, și pariul ăla, cred că știți, între el și Ehrlich, de 5 metale, și el zice că va scădea la toate pe $1,000 sau nu știu cât. Ehrlich e un catastrofist. Scrisese că, nu știu, 70 în New York vor muri 20 de milioane, nu știu ce, erau mai... Și au pariul ăsta, știi? Mai târziu a scris scenariul la Soylent Green, nu? Glumesc, nu. Da, cred că a inspirat sau a fost, mă rog, în trendul ăsta. Dar ideea e că au făcut pariul ăsta și îl câștigă Simon, știi? Adică îl fac pe 10 ani și Simon pariază, toate vor scădea. Și zice, alege tu, alea 5. Deci le alege catastrofistul, știi? Uite, jucăm. Și toate au scăzut, știi? La zinc, la nu știu ce, ales. Deci ideea e că dacă astea ar fi... predicțiile catastrofice ecologiste ar fi fost corecte, ar fi trebuit să crească prețul, el nu crește. Pentru el scade. Pentru că scade. Eu aș spune așa, că
oamenii care, deci, ca de obicei, o problemă economică are mai multe dimensiuni, da? Atunci când spui că e predicția, e vorba de predicția pe care și-o fac proprietarii de mine, da? Și-o fac pe termen lung. Ei poate să includă în predicție, sunt două lucruri, da? Care poate să distorsioneze predicția asta, da? Deci predicția simplă, liniară, cum ai zis, tehnologică, da? E că se termină. La un moment dat se termină, da? Și atunci scopul lor e să tragă cât mai mult de el. Da? Pentru că teoretic atunci când se termină se generează o penurie, când e penurie înseamnă că e o ofertă mică, e cer, teoretic ar trebui să fie cerere mare în raport cu oferta cel puțin să genereze prețuri ridicate, da? Dar așa cum spuneam, într-o economie sunt două lucruri. Ok, pe mâna ailaltă, da, e oferta, da? Poate că oferta aia în raport cu cererea, da, e prevăzută să fluctueze similar, ori pentru că există un o intrare, o a treia manevră tehnologică, da? Și nu o să mai fie nevoie de materialul ăsta, da? Ori, deci progres, tu încerci să anticipezi și progresul, tu nu te lupți numai cu faptul că ți se termină produsul în sine, ți se termină minereul, da? Tu îl balancezi atunci când îi generezi prețul, când te gândești cum să, cât să, da? Tu încerci să-l exploatezi corect în spațiu și timp. Și în timp e vorba și de constrângerea pe care o oferă oferta, pe care o aduce cererea de cupru. Da? Iar cererea aia de cupru e determinată de mult mai multe lucruri. Poate să fie zero dacă apar substitute sau exact. Untul scade la zero. Lumea trece pe margarine și exact. Termin. Exact, și atunci poate e posibil și de asta să nu. Deci chiar dacă cupru într-adevăr e pe terminate sau scade cantitatea de rezervă, da? De la un an la altul, nu scad prețurile pentru că ei sunt în continuare balansați cu cererea mondială. E posibil că la un moment dat să fi intrat ăștia în panică. E posibil să se și înșele la un moment dat, să sară prețurile de... Da. Și... Cresc prețurile, da. Atunci ăștia inventează alte lucruri care să... Exact. Sunt două, el zice că Rothbard, că sunt două semnale. Una e să descoperi mai mult cupru, dacă a crescut prețul, în stimulant să produci mai mult cupru, și al doilea e să cauți substitute. Da. Dacă e prețul prea mare, cauți tu acela. Nu poți să stai să zicem, lumea o să comunice din ce în ce mai mult, o să aibă nevoie de fire să se conecteze la mii de dispozitive, nu știu ce, și după aia, deci o să am asigurat... Pe apare Wi-Fi-ul, 5G-ul. De exact. Da, și nu mai ai nevoie de fire. Și nu mai ai nevoie de fire. Tu te-ai gândit, ți-ai proiectat greșit. Și tu ai depozitul plin. Ca și cum înainte de epoca automobilului, da, cumperi niște pășuni. Ca să dai benzină la care. Și dacă este mai substitut, înseamnă că tu produci acum mai mult, ca da. Să scapi de el. Da. Deci bași cupru, da. Dai pe gratis, iar luați. Băi, nici chiar așa, nu te-a pus să-ți devalizezi, dar... Mă rog, morală e că te ajută prețul să conservi. Ca asta ar fi ignorat ăștia, catastrofiști ăștia, clubul de la Roma. Nu se gândesc și la funcția asta a prețului de a conserva resurse. Un preț mare descurajează. Da. Și gândește că sunt multe industrii care au nu au semnale din astea de pe piață liberă. Deci apar probleme mari. În termenul ăsta, ori cu subvenții, ori cu alte reglementări. Că tu risipești, că nu mai e prețul, îl administrezi, îl pui tu mic sau nu? Da, de exemplu, dacă îl decizi într-un fel, prin fiat. Și risipești resursa. Pui un preț militar? Da. Deci la ora că mi se pare că astea sunt foarte... O grămadă de chestii sunt reglementate. Hai să ne luăm doar de USB-ul ăsta cu... Cum se cheamă? UE-ul acum a scos un anumit format la USB. Ok. Ei obligă pe toți să meargă pe formatul respectiv. Deci deja au producătorii, știu, că asta intră atâta... Pe plastic, era deja unul singur? Erau mai multe USB-uri. Vreau să zic, o mică reglementare din asta, că sunt mult mai multe alte reglementare. Fraternitatea prin USB-uri? Deci oamenii își calculează. Deci atâta plastic, atâta, eu știu ce, aluminiu sau ce metal intră în chestiile acolo, conectorii aia. Deci
25 de ani de acum încolo, cât ține reglementarea asta, sau cât o fi pe vecie, am asigurat acerere. Nu, dar și astea de energie sunt de stat. Deci noi despre ce vorbim? Deci când ăștia vin cu market failure, cu ce market failure? Ce? Da. Sunt privați ăștia în cărbune, în energie nucleară? În... Sunt privați? Parcă nu sunt, nu? Nu, sunt cam de stat peste tot, că s-a împământenit ideea aia că statul trebuie să controleze resursele. Și asta ignoră și că asta e poluator direct, uite, poluarea Baikal sau nu știu ce, la Baikal. Statul poluează direct. El acum, în ultimii, nu știu, 50 de ani a devenit ecologist. Unele. Și la vestic. Unele. La vestic. Exact. Noi cred că nici acum nu suntem. Pe linie europeană, dar așa ca feeling. Deci, nu, stai puțin, noi am fost, în sensul că în 90 și ceva când s-a închis toată, nu, lasă pe Ceaușescu, când s-a închis toată industria grea, aia construită de Ceaușescu, s-a înverzit România peste noapte, că consecință neintenționată. A tot mai avem o grămadă. Am poluat, de exemplu, Tisa, Mureșul, a fost scandalurile cu Ungaria. Mm. Când aveam niște lacuri de decantare a unor mine de astea, de cupru, vreo de minereuri din astea, care sunt de stat în continuare. Cupru, min... Deci, poluare directă a statului, pur și simplu. Deci nu doar alianță, știi, că îi dă la bani și nu știu ce. Da. Nu e un caz de corupție aici, e directă. Directă, da. E trecut cu vederea, adică n-am auzit ecologii ruptându-se cu poluarea. Păi, cum, păi, ne... Cred că mai sunt. Roșia Montana a ducea mergerea în România. La astea nucleare sau... Cred că mai sunt. Nu, în vest, dar România e, în România auzit. E mucles, oricum. România e de vai ce, de mine. În România sunt două probleme, da, pe ecologie. Aoleo, ne taie pădurile, vai de plămânii mei, urlă Oana Pelea de fiecare dată când o apucă, că și mai citește vreo statistică scoasă de Greenpeace România, da? Și al doilea, ne omoară animalele, nu? Salvați ursul, braconaj, vânătoarea e barbarism. Astea sunt problemele ecologiste. Astea sunt constante. Dar în localizat a fost în timp și spațiu Roșia Montană și când a fost chiza cu fracturarea cu gaza de... Mm-hmm. La Pungești, nu? Da. Da, dar nu știu dacă au fost așa de puternici. A fost mult mai... Ăla cu Roșia Montană, Roșia ok, ăla a fost vizibil. Roșia... Dar gazele nu știu care, nu. Eu, na, a fost mai degrabă chestia. Am fost în mijlocul. A fost și ăla, da. Am fost, să zic, lovit de media din punctul de vedere. Mm-hmm. De mass media. Na. Uite, aduce Rothbard ideea sau nu? Stai, vrei tu să spui. Dar, de fapt, cred că același lucru vrei să spui. Ce? Zic. De ape, nu? Da, trecem la ape, da. Da, ok. Aduce Rothbard ideea aici, care mi-a plăcut foarte mult. Faptul că statul poluează, e cel mai mare poluator al apelor. Bine, în ultima vreme s-a mai rezolvat problema cât de cât, dar toate deșeurile menajere se duc în apă. Se duc, ok, se tratează ele, se mai tratează, țin într-o stație de decantare, se întâmplă niște minuni pe acolo. Dar până la urmă tot în mare ajung. De ce făceau asta? Că uite și în Telorman era pe vedea, veneau de la roșiori, de la... Așa. De astea de animale. Chiar de ce fac asta? Sau de ce făceau asta? De la orașe. Păi, canalizarea se duce până la urmă într-un râu. În Bucureștiul se varsă în Argeș, mi se mai... Deci, ideea e așa, atunci când speli cu apă. Apa curge. Da? Până la urmă ajunge undeva. Totul curge, da. Și de exemplu, în asta, păi asta e, asta e o problemă. E o problemă a orașelor. Cum ar noi asta? La țară nu aveai că făceai în pământ în curtea ta. Da. Nu, dar aveai impresia că vin de la de-astea de animale, de la ferme. De la... Sunt și de-astea, da. Veneau pe vedea, știi, pe... Uh-huh. Astea sunt și private, deci și de stat. Nu poți să faci ceva, să filtrezi sau... Adică azi spun că nu mai, nu? Poți. Sunt stații de epurare. Nu. Care teoretic iau rahatul și îl tratează și îl
condensează-i bag chimicale în el până îl distrug. La un moment dat iese apă. Cât de cât curat. Dar înainte lumea de la animale, în mod tradițional, lăsai pe câmp. Eu nu prășteai pe pentru la porumb, că era la îngrășământ. Era îngrășământ. Adică nu l-aruncai în bantă. Da. Da, da, uite, dacă ai o fermă, așa cum zicea Costel, da, o fermă de stat, da? Și generează prea mult deșeuri. Mizerie. Da, la un moment dat trebuie să scap de ea. Da. E ferma de stat, râul de stat. Devine capitalist. Are putere. Devine capitalist, da. Bine, plus că râul respectiv care este poluat, nefiind proprietatea cuiva care să se plângă, exact, statul s-ar putea da singur pe sine nici de gata sau cum să facă. Statul e proprietar asupra râului. Teoretic poluat. O trece la pierde, nu? Da, pur și simplu. Punct. E internalitate negativă. E binele negativ. Comun să fie ferma aia. Mai internalitate, da, negativă. Da. Apare o poluare între două state, cum a fost cazul Isei, mi se pare. Atunci lucrurile se ridică. Statul ungar a ridicat problema asta. Dom'le, mi-ai poluat râul. Sau în cazul Nilului, există niște hidrocentrale, parcă prin Etiopia sau prin Sudan, care se construiesc și nu mai au ăștia suficientă apă de inunde în sus, în Egipt. Mm-hmm. Și ridică problema asta. Dom'le, cine e proprietar pe râul Nil? Cum împărțim această resursă naturală? E chiar un capitol. Roba zice că până la urmă și oceanele și râurile, datorită realizării, rarității acestei resurse, se vor stabili drepturile de proprietate. Cumva. Care la ocean, oceanul e mai des ca pământ decât pământul. Din cauza platformelor petroliere, din cauza cablurilor care trec pe fundul oceanului, a drepturilor de, sau în cazul în care se vor realiza și acolo niște, acum agricultură, acuacultură pe acolo prin ocean. Altor, să zicem, devine populație, să zicem, 200 miliarde sau nu știu cât, nu o să aibă nevoie nici alte resurse. Întreprinzători se vor găsi să ducă și prin oceane, să, și hrană și alte resurse să le ia din ocean. Și atunci aceste drepturi de proprietate se vor înstăpâni până la urmă. Uite, asta cu pentru cu că Nil, altfel cu Nilul e, nu poți să ne arată exact problema pe care o avem. Că noi spunem, asta mă rog, noi, socialiștii spun, uite, dăm apele, da, râurile, le dăm la stat. Sunt în proprietatea statului. Ok. Ce te faci când ai un râu care treci pe mai multe state? Știi? Adică n-ai rezolvat, ai rezolvat problema pentru unele, dar n-ai descoperit un principiu după care să te ghidezi. Fastat global. Așa, fastat global și ai rezolvat-o, nu? Asta e soluția. Deci pentru că nu avem ce, nu avem cum să rezolvăm problema dintre Sudan și Egipt, asta e. One World Government, Klaus Schwab is our leader. De propunerea lui Rothbard Noe, ce are un articol pe poluare scris prin 80, foarte bun, după mine cel mai bun articol scris. O să-l linkuim jos, unde fie în limba engleză. Și soluția lui e să, ca și la pământ, în ocean îți delimitezi. Da, dar vezi, uite, că ai zis chestia asta mai devreme. Aia îți delimitează, cum ai spus tu, în un spațiu, da, nu? Dar pe râu nu poți faci chestia asta. Pe de ce? Păi pentru că Sudanul își face pe spațiul lor, da, o termocentrală, o hidrocentrală, da? Și nu mai ajunge, nu mai merge apa mai departe. Adică tu oprești râul, schimbi cursul lui. Păi cred că poți să o faci dacă o faci tu primul. Știi că era discuția asta cu... Dacă tu, Holmes, te duiești în vale, da, și eu mai am voie să te opresc. Și cred că răspunsul libertarianului e că nu. Încă ți-aș încăca proprietate. În timp ce dacă eu fac primul... Dar nu mai e același, nu mai e același principiu. Eu înțeleg ce spui, dar mi se pare că nu mai e același principiu.
De ce? Păi nu, dacă pentru fac că... ea primii hidrocentrală, care e problema? Păi, pentru că îi lați nou. Nu contează, ea nou, dar ea folosesc râu pentru irigație. Da? Au altă chestie construită pe râu. Și tu faci hidrocentrală, schimb de mi-afectezi munca. Mm-hmm. E ca și cum tu ți-ai construit o seră, da, ar fi o agresiune. Să construiești, ți-ai construit o seră să crești roșii, da? Și eu lângă tine mi-am făcut un zgârienor care ți-am luat o soare. Nu deviezi atunci. Nu deviezi. Cum să te duci fără să deviezi ca să eviți agresiunea asta. A hidrocentrală, nu vorbesc de irigație, doar de hidrocentrală. Doar faci un fel de backup la apă, după aia poți să-i dai drumul același curs în continuare. Mm-hmm. Sau faci cu acordul lor. Sau faci cu acordul. Deci apa aia doar stă mai mult timp la tine pe acolo. La urmă tot îi dai drumul. Da. Dacă într-adevăr faci irigații, e posibil să te extinzi în așa fel încât să nu mai ajungă nimic de la valea de la tine. Păi și care alternativa în afară de asta? Bine, asta nu era, n-avea neapărat problemele astea. În capitolul asta cu punctele, cu nu știu ce, că faci hidrocentrală și nu știu ce. Nu, noi ne gândeam strict ce faci dacă... O să spui că... Deci asta e o teorie, ai niște puncte. Care? Altă teorie. O să, nu știu, pești să-i însemnezi ca pe ouăle de pasăre. Poți, teoretic poți. La balene e mai ușor. Da, la ăia mici, ăia nu prea poți. Poți prin niște chestii... Da. Nano chestii. De... Jap, le bagi la tine acolo. Da, dacă ajungem acolo avem probleme mai mari. Da, ideea e că se poate. Adică, bine, Rodper zice că ești în comuna primitivă la oceane. De aia sunt și atât de varză oceanele, să fără de tragedia comună. Trebuie să faci ceva, să treci în proprietate. Da, asta a fost și problema, de exemplu, Rodper, în capitol, a trenului care trece și poluează o livadă de lângă calea ferată. Dacă din prima, adică din primele zile ale acestei noi tehnologii, ale căilor ferate, a locomotivelor cu aburi, ar fi apărut problema externalității negative a poluării, curțile de justiție ar fi enforțat, ai poluat, trebuie să faci ceva, mai poluezi lui livadă. Ar fi dezvoltat niște tehnologii până la urmă, care să... Era o presiune. Era o presiune. Nu e un cost? Păi facem așa. Păi n-am costul cum. Costul ăsta a fost ignorat, pur și simplu, s-a dezvoltat așa cum s-a dezvoltat și acum zici, păi, ce facem, cum facem? Păi de-aia nici nu mai scăpăm de Greta. Da. Deci dacă făceam chestia asta în secolul XIX, nu mai aveam... Drama de azi. Da. Nu mai aveam UE, deci UE dacă scoți ecologia, nu mai... Merită subliniat, bine, asta am mai zis-o și altă dată, aici o scurtă paranteză, dar ecologia e doar noua marotă pe care o folosește statul în căutare de legitimitate. Dar revenind la ce ai spus tu, Gabi, merită subliniat că tocmai statul a cauzat chestia asta, da? A subvenționat pentru binele comun. Și noi să spunem, păi și ce vrei? Să nu mai aibă trenuri? Să moară revoluția industrială? Dacă în mare parte revoluția industrială s-a bazat și pe dezvoltarea căilor ferate. Da. Și zice, nu! Ar fi costat ceva mai mult, poate, da? Și lumea s-ar fi prins mai repede. Da? Ar fi rezolvat problema mai repede. Dar avea acordul ăla. Evitai pe aia unde n-aveai acord... Da. Evitai, nu mai trece preun pe acolo, nu știu. Sau, nu neapărat că ne-a subvenționat. Problema este că a încălcat statul în proprietatea privată a cuiva. Adică a lăsat, nu a făcut justiția acolo, nu a împărțit dreptatea când trebuia să facă. A zis, în numele progresului, închid ochii aici. Într-o premieră absolut mondială, statul a încălcat drepturile de proprietate ale individului în numele progresului națiunii. Da. Nu s-a mai întâmplat niciodată înainte și nu se va mai întâmpla niciodată de acum încolo. Uite poziția lui David Freeman. Da, chiar și lui David Freeman. A fost ok. Da. Și acum el este chemat să repare prostiile care... Cu niște decizii la fel de luminoase. Nu ne așteptăm de acolo la soluție, nicio casă. A fost argumentul ăsta utilitar, știi? Păi și ce vrei? Asta e a răspunde lui Europa. Păi și ce vrei? Poluare zero?
Nu, a fost bine că s-a poluat, știi? Ce putem face? Să reducem poluarea. În viață există doar trade-off-uri, doar compromisuri, nu există. Tu ești prea, nu știu, purist. Prea radical, prea purist. Da. Avem nevoie de poluare ca să ne dezvoltăm. Ce facem? Ținem nu. Atâta timp cât există o victimă care se consideră că este agresată, nu ar trebui să trecem, să progresăm cu nimic. De, și aici, sper că nu e deloc progres asta. Aici, pe de-o parte, sunt de acord cu tine, pe de altă parte, ai folosit un calificator, un calificativ care a dus la o discuție pe care am avut-o noi mai mult timp și nu la care n-am ajuns la o soluție. Dar ai spus o victimă care se consideră agresată. Da? Ok, și eu am încercat gândindu-mă fix la chestia asta. Deci, mai bine hai să povestești Costel, care e diferendul pe agresiune. Unde, care e limita agresiunii? Păi în cazul ăsta nu știu la dacă... Poluare, ăla, sau nu știu dacă ăla doar se consideră. Chiar e o agresiune în cazul ăla cu trenul. Da, chiar există niște... Dacă te gândești la discuția aia cu prejudiciu, hai să zicem... Cineva ar putea spune, domnule, dacă n-ai prejudiciu, nu e, aia nu e agresiune. Se trece o undă prin tine. Asta fiind poziția mea obișnuită. Trece o undă prin tine și Rothbard ar zice în articolul ăla cu poluarea la care mă refeream, domnule, nu-ți face nimic, lasă-mă face, că nu e interferență cu proprietatea asta asupra corpului. În timp ce David Freeman zice, păi cum să nu fie? Ori e corpul meu, ori eu decid ce căută unde aia pe aici. Înțelegi? El vrea să aducă un atac la ăștia cu drepturile naturale. Ce zice Rothbard în capitol? Păi după David Freeman ia și poluează-i pe aia, că atâta timp cât reduci costurile tranzacționale, merge. David Freeman, Coase și nu știu cine ești. Ăsta îi răspunde, David Freeman îi răspunde cu aceeași monedă. Păi da, dar și tu încalci drepturile de proprietate. Respirația. Când respiri, nu se duce ceva de la tine spre pe corpul altuia. Așa. Deci și tu încalci, nu doar noi utilitariști. Și voi deontologiști încălcați. Și cum ai putea să rezolvi probleme de tipul ăsta? Știi că e un fel de chiar reducere la maxim. Are un point. Mi se pare o obiecție. Ei, și aici eu m-aș întoarce la... Răspunsul lui Rothbard e că decide comunitatea. De exemplu, eu noi facem o comunitate, exact. Și zicem în comunitatea asta nu e incriminată respira. Nu. Se poate, nu cred că se poate respira? Sau în acest mol e posibil? Nu cred că decide comunitatea, dar aici e fix și discuția pe care am avut-o. Deci tu ai o problemă. Da? Ești agresat. Și atunci te duci la un judecător. Ăsta e. Și despre judecători am vorbit în capitolul precedent. Da? Aici îl prindem pe Gabi dacă s-a uitat sau nu la episod. Din vacanță de unde a fost. Judecătorul, da, am zis în capitolul precedent că el trebuie să descopere legea, da? El nu judecă după o lege, deci nu vine statul și dă lege sau vine comunitatea și dă legea sau ceva, nu. Judecătorul trebuie să ia și să descopere legea. Și vii tu cu cazul ăsta la un judecător și spui, băi, a respirat pe mine, nu? Și judecătorul o să zică, bun, și zice, dar eu n-am fost de acord, m-a agresat. Ok, și atunci judecătorul o să trebuiască să judece problema. Păi ți-am zis două soluții. Ți-am zis două soluții. Una lui David Freeman, în care iese o agresiune, dacă ăla, într-adevăr, o undă îmi controlează. Așa. Cineva îmi controlează corpul fără timp permis. Și soluția lui Rothbard e, ai, că nu ți-a făcut nimic, că nu... Nu te-a afectat. Eu pe asta zic. Eu înclin să cred că soluția lui Rothbard e consecventă peste cele două capitole și e consecventă cu ideea asta de prejudiciu. Nu, zic am. Că judecătorul o să spună, păi ok, și ce facem atunci? Adică sistemul opus e intangibil. Nu poți, toată lumea respiră. Da? Nu o să, nu pot, nu, nu, să, nu să mai existe. Ți-am zis, dăm norme în comunitate. Nu există restaurante, nu mai există restaurante. Care era răspunsul libertarian la fumatul cărșii? Deci pe patron. Da. Dacă acolo se fumează și tu intri, așa. Ți-ai dat acordul, nu e agresiv. El face regulile, patronul, știi? Da, dar tu nu știi. Dacă tu nefumător, îți pune afară, știi? Aici se fumează. De ce? Aici,
El face regulă, îți spune care e regulă. Așa. Și tu dacă intri, înseamnă că ți-ai dat consimțământul. Da, poate tu nu ți l-ai dat. Nu contează. Dacă nu ți l-ai dat și te deranjează, ieși afară. Și gata. Ideea e că el face regulile, știi? Aici se fumează, în această cărciumă se fumează. Păi, el face regulile pe cărciumă. Da. Da? Nu. Dar nu pe corpul tău. Că argumentul lui Friedman e pe corpul tău. Da? Tu intri cu corpul tău acolo. Da? În cărciumă se fumează. Dar ajung particulele... Le-ai mirosit? Au intrat în tine? Nu. Eu zic că ai stabilit deja regulă. Păi nu mi se pare. Adică e ca și cum tu ai zice la mine în casă se fumează, la mine, de fapt aceea e situația, la mine în casă se fumează și unul zice, a, mă deranjează, m-a agresat. Nu. Dacă concezi că să... Deci, repet, dacă concezi că pe pământul tău tu stabilești regula, da? Și într-o lume privată nu există decât pământul cuiva, da? Păi da, dar corpul tău e pe pământul lui. Înțeleg ce vrei să zici. Dar corpul tău e pe cărciuma lui. Înțeleg, e prioritară. De ce? Asta mi se pare, că nu, nu e... cărciuma lui. Păi, da, da, și dacă fabrica aia lui. Dacă ar veni unul și ar sta pe corpul tău. A, înțeleg că fabrica este, de fapt, fumul. Deci, una este în cadrul unei cărciumi, una e o fabrică care vine cu fumul de pe terenul ei, pe terenul tău. Așa. Atunci e o agresiune. Atunci e o agresiune. Deci tu dacă tu te duci în fabrică cu fumul până în apartamentul tău de aici, de la etajul 6, așa, atunci este o agresiune, fumul de țigară. Dacă tu te duci în fabrică... Stai că nu ne înțelegem. Da, sunt de acord, dar e pentru că ai ajuns pe apartamentul tău. Așa, zic, că ziceai bine. Dacă te duci în fabrică, zic. Și aia zic, aici e amoniache, nu știu ce, știi? La fel, nu e o agresiune. Așa. Da, da, tu ai, spus, tu ai spus, ai dus că Friedman ia și duce și în mare de asta ne apucăm să ducem argumentele până la... locul în care se rup, da, până la cazurile cele mai extreme, tocmai ca să testezi principiul, da? Tu ai spus de sunet. Așa, cu sunetul. Așa. Ok, dacă se aude, teoretic, orice, da? E o agresiune. Da? Tu n-ai consimțământ, nu ți-ai dat consimțământul să auzi nimic. Ok. Da, poate. Da? Deci e o situație non-tenabilă, da? Nu poate să îți generează o situație care nu poate să existe. Hai să luăm niște exemple mai concrete. Sunetul cucurigul unui cocoș, al unui vecin, sunetul unui avion de pe orice. Aeroport. Răspunsul e orice. Dă-mi un exemplu pe care să mergem. Acum să aplicăm. Asta cu respirația e cel mai dur, știi, îți dai seama că ți elimină cel mai dur. Deci cu respirația cocoșul mai taie, mai... Respirația, când am vrut cu Costel, sunt două cazuri. Una este particulele care te lovesc. Așa. Și mai este un caz în care, pur și simplu, cineva din Japonia, când respiră, da, după compoziția atmosferii Pământului, așa, scade oxigenul și crește dioxidul de carbon. Așa. Unul din berceni afectat. Da, cu 0,0001%, da? Exact, da. Este o agresiune sau nu este o agresiune a mea din Japonia când a respirat? Așa. Friedman ar zice că este. Deci Friedman este... Este o externalitate negativă. Că este. Nu, asta e o critică. Dar înțelegi pointul lui. Deci... Pointul lui e că în paradigma mea utilitaristă asta n-ar fi agresiune, că stabilim nu știu ce. În paradigma drepturilor naturale rodbartiană, asta vrea să puncteze. Limitele paradigmei rodbartiene. Tocmai asta spun, mie nu mi se pare că... Deci, de asta eu mă concentrez pe prejudiciu. Na, nu contează. Păi am mai discutat asta dacă eu dorm la tine în casă. Nu fac nimic, nu se întâmplă nimic, deși e mai mare fizicien din lume, nu... Așa. Nu se întâmplă doar pe jos, deci nu e... A fost o agresiune în sensul rodbartian? Da. Ți-am folosit proprietatea fără consimțământ, chiar dacă n-am stricat nimic. N-am... Totul e intact. Așa. Păi e o agresiune, la fel și cu unda, știi? Unda e ce caută pe acolo, știi? Care trece prin mine, deci îmi folosește din nou, corpul. E o agresiune, da? Și ce facem cu ea? Mai departe, în sistem, ce facem cu ea? Mergem cu ea la un judecător. Da. Da? Da, consensul. Dacă suntem de acord că s-a întâmplat o agresiune, mergem cu ea la un judecător. Da. Da? Și judecătorul ce o să facă? Dă amendă. Păi dăm amendă pentru orice. Dăm amendă pentru respirație. Se cheamă taxă pe carbon, între altele. Da? Da. Da? Dar nu dai deci așa. Soluție. Altă soluție, ți-am zis, să ai reguli prealabile și aia care vin ca la fumat un cărciu. Înțelegi? Nu mai ai agresiune. Dacă tu intri, chiar dacă se fumează, nu, astea sunt reguli.
Și dacă ăla zice în această unitate cad becuri și tavan și nu știu. Și tu intri, iar nu e. Tu ți-ai asumat? Îți cade ceva în cap? Da. Din nou. Stai că mi se pare, că sărim foarte ușor peste, peste un punct. Da? Ai un judecător. Judecătorul face așa. Care dă amendă. Da. Da? Pentru respirație. Da. Da? Așa, da. Da. Ce ți se pare? Așa. Da. Dar el nu așa abstract ca statul, da? Cum o punctual, victimă, agresor. Cred că și azi seara, dacă vine unul suflă spre tine și seara, da. Așa. Deci azi nu vorbim de utopii. Așa. Într-o piață liberă, ăsta este un judecător care o să reziste? Nu o să reziste comunitatea care încrimă asta. Exact. Păi nu se duce nimeni acolo, îți dai seama. Deci dacă ai, să zicem, cum se creează acea comunitate, ăla care a cumpărat drumul, le pune anunțul ăsta. În această comunitate nu se respire. Îți dai seama că nu se duce nimeni, știi? Va fi doar el. Exact. Deci? De ce? Deci ai nevoie de ceva în plus. Păi asta e soluția, că nu se duce lumea. Nu. Deci, într-o... De dacă, fapt, nu dacă se împinge, dacă se împing lucrurile pentru aplicarea principiului până la extreme de tipul ăsta, așa, principiul este în continuare valid. Însă judecătorul, pentru practicalitate și pentru ca comunitatea să trăiască după norme cutumiale, ca după norme pe care așa le consideră și acum, normale, da, ori ignoră, ori zice, dom'le, toți fi respirați, da, vă amendați unii pe alții și se anulează amendat sau ceva de genul ăsta. Ce să poate fi? Tu mă dai judecată, eu și nu s-a mai întâmplat nimic. A fost tu. Tu ai pierdut timpul, că ai mers până la judecată, să zicem, mi-am răspuns prin e-mail. Înțelegi? Dacă e așa. Deci? Nu, e grea chestia, dar asta îmi vin deocamdată. Deci fie chiar ea este o agresiune, dar nu se aplică în practică pentru că toți ne-am amendat unii pe alții sau nu zilnic. Sau nu e o agresiune? În sens că nu e practic, nu e, da, ne dăm seama că pierdem timp. Fie regula comunității. Plus că sunt situații, domne, de exemplu, se poate respira când intri cu mașina în localitatea, da, scrie acolo. Hai să zicem că respiratul se anulează, că toți respirăm. Așa. Gândește cu cântatul cocoșului dimineața. Așa. În zone la țară, da, unde toată lumea acceptă lucrul ăsta și nu se dă în judecată. Dacă vine unul cu cocoșul la oraș, într-un bloc, este dat în judecată și pentru zgomotul ăsta, fiecare dimineață, și un judecător ar da amendă celor care are cocoșul respectiv. Dar alte reguli. Ele nu sunt explicitate. În funcție de loc. Deci noi ducem la absurd acum. Îți dai seama că nu ne dăm judecată că vine mirosul de mici, nu știu ce. Deși ai putea face asta, știi? Sunt unii dacă care au făcut-o. Da, dacă un om e atât de deranjat. În țări mai civilizate. Așa. E și chestia cu cucurigul. În Franța a fost caz. Deci avem un precedent. S-a stabilit că la țară cocoșul are voie să cânte fără ca altcineva să se simtă ofensat și să aibă dreptul de a da judecată. Acum anul trecut. Îți dau link-ul. Ok. Nu, regulă comunității. Ăsta Friedman zice, nu sunt mulțumit de răspunsul ăsta. Ok, dar nici n-a zis. N-a făcut câțiva pași mai încolo, știi? Dar mi se pare, na, e ultima ce avem. Trebuie să ne mai gândim. Regulă comunității. Gândește că nici nu s-a pus problema, adică oamenii nu s-au dat în judecată pentru faptul că respiră, știi? De o chestie interesantă, știi? Ok. De o chestie interesantă și dusă la limite, știi? Plus că încă o dată vreau să subliniez, adică nu mai că noi ne dăm cu părerea, dar o judecător de piața liberă sau mai mulți, așa, vor găsi o soluție astfel încât să împace și să... E de ajutor comunității respective. Da, dar și ei vor lucra tot cu chestiile astea, cu ce discutăm noi. Da, da, da. Fie, cum zicea Vali și Rothbard, că nu contează, că trece unde aia prin tine, sau respirația aia nu-ți face nimic, stai bine, știi că nu te mai agita. Fie, poate fi un judecător de frima să spună, da, ce caută acele particule pe acel corp, știi? E o încălcare. Plus că respirația este pe lângă oxigen, pe lângă dioxid de carbon, mai are virus, bacterii, așa, miros de mâncare de la prânz. Da, exact. Care poate să deranjeze. Da. Voi ce părere aveți? E o agresiune? E prejudiciu locul în care să se oprească limita
agresiunii sau mergem pe ideea asta deontologică. Puteți vă dați cu părerea în comentarii mai jos. Dacă toți suntem aici, puteți să dați un like la video, un share, subscribe și așa mai departe. Revenind. Uite, noutatea lui Rothbard asta e că nu ai un conflict între, deci discursul mainstream e că ai un conflict între ecologie și capitalism. Capitalism înseamnă poluare, înseamnă epuizarea resurselor, înseamnă încălzire, dar ce nu înseamnă? Tot ce mai rău pe noi. Pentru Rothbard nu există acest conflict. Capitalismul încurajează acele deziderate ecologiste. Să conserve resurse, să nu știu ce. Și că le realizează chiar mai bine. Adică, de fapt, nu că le realizează mai bine, ci că e singurul care le realizează. Exact, da. Că doar prin proprietate privată poți să ai conservarea resurselor. Deci ai riscul ăsta, doi nebuni, să, mă rog, nu neapărat nebuni, referința de timp, faptul că n-are skill-uri, nu știu ce, n-a fost din moș strămoș și pădurar și s-a trezit cu o pleașcă, dar ideea e că nu asta va fi tendința generală. Tendința generală va fi să va interesul ca acel iaz să dureze, nu să-l crescătorie de pești să o termin imediat. Că dacă ar exista o piață liberă a lemnului, a pădurilor sau a oricăror altor lucruri, inclusiv a elefanților sau speciilor pe care din dispariție. Și mai sunt doi elefanți albi sau trei brazi pe lume. Dacă există o piață liberă, prețul la astea ar fi milioane. S-ar apuca tot să planteze și să crească elefanți albi până n-ar mai respira nimic. Nu, ideea e că, uite, mai zice Simon, că tu încurajezi producția, dacă este o cerere de găini, încurajezi asta. Crești oferta de găini. Da, da, da. Mai degrabă decât dacă ai pune niște restricții. Aici mă referam la aia cu angajarea. Deci dacă tu faci concedierea imposibilă, faci și angajarea aproape imposibilă. Asta nu înțeleg ecologiștii, știi? Dacă tu nu ai voie să faci nimic în pădurea aia, nu mai împădurești. Deci nu... Plus că ei, argumentul ăsta de a, dom'le, eu aș vrea să, de exemplu, somonii să plimbe liber prin ocean și prin râuri, pur și simplu de dragul existenței somonilor. Nu iau în calcul oamenii sau drepturile lor de a... Na, asta și pentru că sunt gulere albe. ONG-știi, politicieni ăștia nu realizează asta. Că, zice și Rothbard aici, dom'le, e holocaust. Deci dacă aplici niște de-astea la sânge... Și nu cred că doar aia din Africa, cred că și de cam peste tot. Deci dacă pui niște restricții Te referi la faptul că, uite, și puteam să aduc, să sunt vreau să aduc discuția despre asta. Deci Borel sau e nu tendința, știu cine... tendința întoarcerii la primitivism, să limităm procesul tehnologic, să limităm... Și chestii care, uite, se întâmplă și astăzi, în e relativ de, sau mă rog, la nu gaz, știu dacă o să mai fie când dăm emisiunea, dar nu, la problema din Olanda. Da? Când vorbim de ea și emisiunea precedentă. Ce? Cu revolta fermierilor, cu amoniu, cu faptul că ăștia vor să termine 91, să termine până la 95% din, asta arată, din business. Aici se vede și partea asta anti-umanistă. Anti-umanistă din ecologie. Deci dacă e religiile... religiile sunt antropocentrice și centrate pe om. Dumnezeu zice crește și mulțiți-vă. Accentul cade pe om acolo, nu se pune problema că e egal cu... Poți să dai contra argumentul la asta, că atunci când s-a scris Biblia erau vreo 100.000 de oameni pe tot pământul. Erau mai puțin, mai rar, mai... Păi, erau, era loc. Și acum că suntem mai mulți, nu mai contăm așa, nu mai suntem importanță, nu mai avem, nu mai avem, nu, nu mai avem unde. Că de asta era toată ideea cu clubul ăla de la Roma, nu știu, sau cine e, Malthus, care s-a apucat să calculeze el că, bine, ok, a greșit deja, 2 miliarde de oameni au trecut de mult. Nu, observa cineva, ei au greșit, deci asta e teoretic corect în sensul că dacă ai mai mulți oameni, stăm ca sardelele, e finit... Pământul, să zicem. Da. Suntem, nu știu, mii de miliarde și stăm în spațiu, să zicem. Teoretic, era un bătrânel olandez foarte simpatic, cum scapă numele acum, care a calculat cât o, până la ce număr o să crească populația și unde o să fie, o să fie pe unde, după părerea lui, o să fie pe undeva pe la 12 miliarde. Îți dai seama că nu e cazul. Și când era, când a trăit?
Ce? A murit acum, 2000... Mă rog, acum, e 2011 sau 2017. E alarmist, e catastrofit. A, nu! Nu, el era... Îl zicea că ăla e punctul. Zicea că o să crească și punctul de stabilitate o să fie 12 miliarde. Ăla o să fie momentul în care lumea... La 20 de miliarde sunt... 12 în... sunt. Ce? Știu, și la 20 o să urma să... Vor fi 25. Vor fi un declin. La 20 nu o să fie echilibru stabil. La 20. Păi la, dar n-am... Nu! O să ajungem până acolo și atât. Adică tendința e că după aia nu o să mai crească. De unde știu? E o chestie care se... Spune el așa. Asta era... Da, are un... Okay. O explicație pentru Malthus, asta. Deci dacă era după Malthus, să uite, se referă și Rothbard la predicțiile alea, cumva legat de vacă. Deci când extrapolezi, deci marea lor problemă care era în Anglia? Că va fi prea multă balegă de vacă în secolul, nu știu care, începutul și secolul 20. Nu, da, ce spune, ce spun, da, oamenii care sunt în general panicars, da? Spun că e o funcție exponențială, că numărul populației o să crească exponențial, da, și că nu o să se termine niciodată și că la un moment dat rămânem fără loc pe planetă. Da? Și omul ăsta a spus, nu, stai puțin, că am avut creșteri exponențiale și în trecut pe alte continente, da? Și pe măsură ce au intrat în rândul lumii, creșterea exponențială s-a curbat, s-a domolit. Și de asta a făcut calculul cu toate tendințele, toate așa, și mergi pe alte planete. De echilibru e 12 miliarde. Și noi acum suntem la 7,8 sau 7,9, ceva de genul. Există și alte locuri. Tradițional, Raiul. A, da. Alte planete. Deci nu e chiar așa. Deci ei se dau futuriști cu nu știu ce și Star Trek, dar nu se gândesc la asta. Deci ei văd de că Pământul și dumne. Bă, dar poate apare altceva. Da, bine. E greu să prezici. În apărarea lor e greu să prezici neprevăzutul, da? Ceva care apare din afară. Pe de altă parte, de foarte multe ori, da, fix ceva care apare din afară rezolvă problema. Da? Bă, aproape peste tot. Nu, totul e să lași, să permiți. Da. Scuze-mă că sar la chestia pe care am mai discutat-o acum o oră. Dar vreau să punctez faptul că în sprijinul ideii, domne, trebuie să apărăm etic un drept de proprietate a cuiva sau să fim consistenți cu etica și să nu decidem împotriva ei în cazul în care avem, să zicem, un progres social sau un bun comun sau alte idei din astea despre cum arată viitorul. Până la unii în legătură cu... faptul că dacă aboliți sclavia, o să crească prețul bumbacului. Deci nu se pune problema așa. Nu mă interesează. Așa și, okay, nu mai există epoca industrială. Ok, nu mă interesează. Da, vezi, lumea poate să ia contraargumentul, poate să ia argumentul ăsta și să ți-l întoarcă în față. Na. Deci, băi, nu o să mai fie planeta dacă nu. Deci ce contează că mor miliarde și triliarde de catralioane de oameni până Africa? Dacă mergem mai departe, morim toți. Deci moare planeta. Sau dacă vrei să iei argumentul și să-l întorci așa, creezi o externalitate negativă pentru toată lumea. Încași drepturile de proprietate ale tuturor și alora care nu-s născuți încă. Bine, unii libertarieni nu aveau o problemă asta, dar... Înțelegi? Adică tu distrugi planeta, trebuie să ne oprim, că distrugi planeta. Planeta nu e în proprietatea mea, a ta, dar o avem la comun cumva. E decizi tu. Sau organizația ta decide ce e bine. Da. Joab Uberales. Uite, zice aici, apropo de asta, răspunsurile contra probleme astea întoarcerii la epoca de piatră și dezindustrializare, există două poziții. Prima, care tinde să, și am mai întâlnit-o, el dă aici exemplu Robert Moses și Ayn Rand, dar am mai întâlnit poziția asta, să spună că nu, că nu e nicio problemă. Capitalismul n-a adus decât lucruri bune, n-a creat niciun fel de problemă pe nicăieri și toate astea, toate plângerile sunt nebunii. Știi, sunt, mă rog, capitalismul... Formulat așa e corect. Capitalismul, da, e forma corectă. Industria privată, știi, industria în sine.
Negarea faptului că poluarea e o problemă, zice mai degrabă. Sau că e doar o... Nu, adică să sau spune, e, să spune, e exclusiv că, o mască. Că capitalismul nu poluează. Se concentrează numai pe faptul că, uite, au pus, chiar nu poluează. Au dacă redus chestia. Dacă guardian că nu știu ce și ai cu respirație, chiar nu poluează, știi? Nu, cred că ce îl deranja la Ayn Rand era că nega problema. Nega problema că există poluare. Da, nu ne mai gândim cine o creează. Există, chiar există poluare. Și adică ea zicea că ăștia sunt niște nenorociți, vor să ne controleze. Da. Și asta e doar o mască. Da, pe asta spun. Nu, da, refuz discuția. Spui că n-a creat nicio problemă. Știi? N-a adus decât lucruri bune și nu, refuz să accepți că există și bine, asta, nu știu dacă ai citit era Return of the Primitive, foarte nu, foarte contundentă, foarte bună. Presupun că o să-mi placă. Așa, și un al doilea răspuns pe care îl dai contra argument e abordarea friedmaniană, Milton Friedman, de data asta, care vrea să soluționeze, să dea la pace cumva, să soluționeze nu prin apărarea drepturilor de proprietate, care reprezintă greșeala lui, ci printr-un calcul cost-beneficiu utilitarist făcut către stat, care apoi ar urma să ia și să impună o decizie socială referitoare la câtă poluare să fie permisă. De exemplu, normele de poluare pe zone, pe orașe, știi, chestii de... Deci, adică ei zic care practic a ajuns să fie implementat. E mainstream. Este mainstream. Deja mainstream. Și problema pe care o spune el aici este, și o dau cu citat, afirmația grotească a lui Friedman, care le spune orășenilor ce nu vor să facă emfizem că se pot muta la țară. Rothbard o asemănă cu Dele Cozonac, să nu știu ce Cozonac. Da. Eu foarte multă vreme am fost de părere asta că nu te ține nimeni. E presia conservatoare. Dacă vrei să pleci, în sensul că e ceva, deci eu priveam aglomerația în sine, în general, bine, la mine nu era legată de efizem, ci era legat de timpul petrecut în trafic, aglomerație, statul la coadă. Ok, și spuneam că da, aglomerația e o chestie inerentă orașelor mari. Dacă nu vrei aglomerație, pleacă din oraș. Problema e că aplicam același principiu. Ok, la el e ceva mai adânc, în sensul că nu ia în considerare faptul că se petrece o agresiune. Bine, nici la mine nu era 100% corect, pentru că orașele în sine nu sunt private, știi? Adică Nu, dar chiar și, să zicem, într-o lume libertariană, un oraș nu e ca la țară, totuși, cât ar fi de libertarian, știi? Tot e oraș. Într-o lume libertariană, oare mai fi oraș? Și asta e un punct de vedere. Da, zic că na, cum să... Nu știi. N-ai de unde să știi. Cred că e ca la țară. Deci bârfa crește exponențial. Revenind un pic la problema asta și la Olanda, că mă preocupa chestia asta. Olanda are o populație cât a României, aproape, da, 19 milioane, 18 sau 19 milioane, okay. Și are o suprafață cât Basarabia. Un pic mai mare ca Basarabia, însă Basarabia are 30 și ceva de mii de kilometri pătrați, Olanda are 40 de mii de kilometri pătrați, da? Ok. Olanda, cu toate astea, dar pe lângă faptul, apropo, Basarabia are o populație ceva de genul cât? 4 milioane? 6 milioane? 3. Hai 4 milioane, să le dăm consecvent, da? Ai pus okay. Ucrainenii refugiați? Nu, să fie acolo. Ok, deci Olanda are un teritoriu, să zicem, cu 30% mai mare, o populație, poți permite să susțină o populație de 4 ori mai mare, da? Și mai este și exportator de produse agricole. Ok, și importă unele chestii, da? Dar este în principal și exportator de producție agricole. Așa. Chestia asta se poate datorită tehnologiei care apare și care a apărut și a fost folosită în agricultură. Da? Și mai ales a inițiativei private. Da? În Olanda, apropo,
se estimează că doar 5% dintre ăia, din populație, lucrează în agricultură. Deci cumva doar 5% pe teritoriul cât am vorbit, da, susțin o populație de cât am vorbit, de atâtea ori comparativ. Am dat-o pe Moldova pur și simplu că e pe Basarabia, că e, nu, e ușor de comparat. Este un trend în 200 de ani. Julian Simon zicea că uite-te la populația ocupată în agricultură ca să vezi dezvoltarea unei țări. E... cu cât e, cât e mai mare, inclusiv cu atât țara e mai puțin dezvoltată. Cred că doar UE a ținut lumea pe loc, a mai băgat bani acolo. Dar tendința naturală asta a fost să ai puțin, din ce în ce mai puțin. Uh-huh. Da, dar problema este așa. Acum, numele salvării planetei, na, vor să radă eficiența, cel puțin în medie, 30%. Teoretic, unii o să fie impactați foarte mult, unii ce mai puțin, da? Dar în medie 30% dintre ăștia vor să-i... Păi, o să mai țină? O să mai țină, o să mai existe fermieri în Olanda sau? Nu, scade 30% consum. Din ei vor să-i mazilească. Îți cresc prețurile, de exemplu. La ei, dacă nu folosești tot felul de tehnologii noi și îngrășăminte și alte chestii, nu funcționează nimic. Nu poți să mergi pe... extindere teritorială, okay. Crezi multe vaci, extinzându-mă, am spațiu de... Bine, noi când... Funcționează, îți dai seama că nu e ca cu plugul, știi? Dar scade eficiența, știi? Scade... O să ai prețuri mai mari, adică sunt aceleași probleme. Răspunsul bruxelez va fi că, na, e un trade-off între astea. Salvăm planeta și încă mai puțin. Mai puțină mozzarella și mai mulți gândaci. Da. De ce plânge? Nu știu, că am mâncat. Păi duce să mâncă. N-am intrat în suprapopulare și acolo se vedea cât de urât, de antiumanie ecologism, știi? Cu reducerea populației. Adică? Bam și asta. Asta, că să mai reduce în efective, știi? Sunt politici ecologice care spun că, domne, populația globală e prea mare. Dar și Bill Gates zice, uite, că tu ți-i conspirați. Și că erau memele alea. Mă, tu crezi că îți va veni cu un vaccin bun cineva care merge pe reducerea... E nebunia aia la care mai fac... Nu, pleacă de la Malthus chestia asta și a fost, dar numai așa prezent în prezent. Nu, cine a... am văzut-o recent. Russell, mi se pare. A scris o chestie prin anii 50 sau... Ce? Că limita maximă trebuie să fie 5 miliarde de... da. Limitator. Pe planetă. Russell sau ce? Da. Da. Ceva de genul ăsta. Și presupun că de asta... ăștia care sunt în elita ecologistă, da, vor să... Nu, dar și în clubul de la Roma cred că erau recomandări legate. Uite, Rothbard aici nu discută decât poluarea și epuizarea resurselor, dar și suprapopularea a fost mult timp. Dom'le, suntem prea mulți. Da. Chinezii au luat-o în serios și au limitat. Bine, ei nu recomandă. Ei nu, da, uite și ce apare. Ei nu recomandă crime, dar cred că au subvenții și asta și să descurajeze. Nu? Sau nu? Cine? Politicienii interesați de reducerea... Nu discută de... Sau deci, nu, deci, nu, este, nu. Asta nu. E o chestie foarte interesantă. Poate... Mi se pare că o amintește... Și Rothbard, sau dacă nu o amintește el, înseamnă puțin, că am citit-o în timpul ăsta. Nu, tangențial. Altundeva. Nu, că oamenii de stânga tind să nu mai vadă individul, să nu-și bată mintea, știi? Tu te gândești, zici, recomandă crime. Nu, pe ei nu interesează, ei discută doar la nivel macro. Trebuie să fie 5 miliarde, punct. Păi nu, cum? Trebuie să fie 5 miliarde. Nici ei nu recomandă crime, știi? Păi nu, că asta ar presupune... Nu, dar mă gândesc... Nu neapărat. Pot avea, nu știu, concepționale... Deci nu se poate... Deci, anticoncepționale Costel, gratuite. Costel, nu se poate că atunci când lumea îți spune dacă... Educație sexuală. Costel, în școli. Când lumea îți spune dacă facem un hâc în economie,
O să moară miliarde de oameni, scuze, milioane de oameni, nu agura pe dinainte, în Africa de foame, da? În 2020, da? Ei zic, nu, lockdown, 2 săptămâni să rezolvăm problema și mai facem lockdown-uri după aia. Ok, se distrug... Se distrug lanțurile, lumea spune, se distrug lanțurile de aprovizionare, o să fie foamete în Africa. Aia spun, nu, lasă, să nu tușească bunica, e bine. Da? Și acum, după 2 ani, începe să lovească foametea acolo unde am spus că o să lovească și zic, aoleo, Putin e de vină. Știi ce? Trebuie să radem 30% din agricultura din Olanda. Asta e răspunsul, așa am învățat. Adică faptul că lumea știe. Și tu spui nu că nu știu. Nu se preocupă, nu interesează chestia asta. Ei au niște chestii de empatizează. Au niște chestii cât de împins cu empatia, dar nu empatizează. Și se duc cu ele până în pânzele albe. Da, eu în vedere scenariul ăsta că dacă vine încălzirea globală pierdem. Asta poți să le acorzi ideea lor, a activiștilor de jos, știi, oamenii care iarăși, așa cum am spus și cu vreo 2 emisiuni în urmă, da? Comunistul, ce vrei, mă? Comunistul e mai sincer la de jos. Comunistul de jos care crede în crede în situație, da, dar în clipa în care tu ai ajuns și te-ai urcat pe namilă, da? Și poți să o conduci, nu-ți mai pot acorda ideea că tu nu vezi prin slogane și prin chestia asta. Și exemplu cel mai clasic e ăla, ce auzi de la ei tot timpul, da? Crește apa, o să fie națiuni întregi sub apă, se scufundă, Tuvalu. Vai de Dumnezeii noștri, da, cine e cel mai mare spokesperson pe chestia asta? Obama. Unde își cumpără casa Obama? Pe malul apei. Ok. Păi nu e că aia peste 100 de ani va veni. Nu, ei spun că acum, în 20 de ani. Deci n-apucă Obama să moară, n-o lasă moștenire. Înțelegi? Cu filo, nu știu, Florida, într-o zonă. Da. Păi Florida la fel, Florida, Miami. Cum e o inundație, da, la Miami, zic, vai de mine, se scufundă Florida. Sunt popriți. Da? Asta, așa cum îți trimit copiii la școli private. Și dacă tu chiar ai crede, de exemplu, tu crezi că cultivarea strugurilor, da, otrăvește solul, da, și preocuparea ta principală este să păstrezi solul pentru generațiile următoare, dacă te văd că mănânci un strugure... Da, înseamnă că nu cred. Te-am, e ipocrit. Te-am pleznit. Am acoperit cam tot capitolul. Am acoperit cam tot capitolul și ca să îl zi. Cred, te văd că vrei să spui ceva. Uite, era Timmerman, cum îl cheamă, ăla care zicea, hai să avem o zi pentru victimele schimbărilor climatice. Ce n-ai crede? Că ăla crede. Sau zici că e tot menare? Pentru că știi de ce? Pentru că știi cum îl cheamă. Pentru că știi cum îl cheamă. De asta n-aș crede că ăla crede. Pentru că tu știi cum îl cheamă. Dacă știi cum îl cheamă, înseamnă că a ajuns pe o poziție de destulă putere. Da, DiCaprio, uite, DiCaprio nu e un om sărac, să zici. DiCaprio e actor. Îi pui un scenariu în față și la revedere. Crezi că a iubit-o pe Kate Winslet în Titanic? Nu, de ce n-ar crede sincer că ne ducem? Păi asta, de ce n-ar fi iubit-o sincer pe Kate atunci? Deci rămâne doar prostimea. Din păcate. Prostimea e ideală. Fii atent, e tocmai invers. Felul în care s-a propagat demagogia de la Platon încoace. Da? Și atenție, nu spunem, da, că nu suntem într-o încălzire globală. Da? Pământul în sine iese acum dintr-o epocă glaciară. Încă este. Noi trăim pe finalul unei epoci glaciare. Da? Teoretic, atâta vreme cât încă mai sunt ghețari în emisfera nordică, care nu sunt topiți, da, în timpul verii, da, încă n-am ieșit. Științific vorbind, că ne place cu știința, încă n-am ieșit din acea epocă glaciară. Noi suntem pe ieșire, deci ne așteptăm
unul la mână să se facă mai cald, doi la mână gheața aia să se topească. Da? Deci nu spunem că nu se întâmplă, da? Ci avem o problemă, ca să aduc vorba și de Alex, care rândul lui să fie în vacanță acum, avem o problemă că această schimbare climaterică nu face altceva decât să împuternicească cartelul statelor națiune, care ajung să taxeze ilegitim. Ei nu sunt proprietari. Dovezile la care ei fac referință nu există, da? Apele în sine nu au crescut în particular. Asta, apropo, e un alt mit, ți se povestește, tot timpul se pune în contrapartidă, cresc oceanele pentru că se topește gheața de la Polul Nord. Gheața de la Polul Nord, da? Plutește. Da? Dacă pui un pahar de gheață, dacă pui un cub de gheață într-un pahar și trasezi o linie să vezi nivelul lichidului, da? Când se va topi gheața, nivelul o să fie tot acolo, pentru că gheața care plutește deja a influențat nivelul lichidului din pahar, dar rămite. Da, ok, și când le faci chestia asta, când le spui chestia asta, ei ori se blochează, ori spun: a, nu, păi da, stai că mai e gheața din Groenlanda și aia din Antarctica și aia din... Da, așa e, mai este. Dar întotdeauna ți se pune astea două împreună în media. E vorba de cum se prezintă lucrurile. Da? Deci dacă stopește, de fapt, nu crește. Nu? Evident că nu. Ok, spuneam, nu există, nu există, revenind la Alex, nu există bine comun general, doar particular, consfințit explicit într-o serie de proprietari. Nu merge cu calculele de beneficiu, da? Nici să ignori cu calculele de beneficiu, cum zicea Friedman, da? Nici să ignori. Trebuie să mergi pe suveranitatea proprietarului. Nu pleci tu, ei trebuie să înceteze agresiunile. Laissez-faire înseamnă laissez-faire, apără individul. Oricine poate face ce vrea, cu excepția comiterii unui act deschis de agresiune împotriva persoanei și proprietății altuia. Numai acest act trebuie să fie ilegal și trebuie urmărit doar în tribunale de drept civil, unde victima sau moștenitorii săi și agenții săi vin cu un caz împotriva unui pretins agresor. De aia nu trebuie permisă nicio reglementare parlamentară sau administrativă care să creeze acțiuni ilegale, inclusiv în domeniul ăsta, și încât orice acuzare în numele societății și a statului nu este permisă și nu ar trebui să fie permisă, dreptul penal ar trebui, pe care de consecință, redus la un drept civil reconstruit. Mi-am zis din ce a spus Alex. Deci în America inclusiv s-a interzis class action suit. Unul dintre lucrurile pe care le menționează Europa. Da. Îmi menționează Roba, una dintre erodările a sistemului de justiție este asta, să reduci, să iei dreptul unei comunități să dea în judecată. Da, eu nu am înțeles clar ce înseamnă class action asta, că toți ne strângem, nu, sau că eu vorbesc în numele tău? Că eu vorbesc, deci înseamnă că decizia... Tău, da. Eu zic că nu e corect cum e tare. Ba... De ce? Pentru că tu poate, deci tu ești... Deci dacă tu nu consideri o agresiune și eu mă duc să mă dau în judecată? Păi, să zic, uite, deci nu, și Vale a fost afectat. Și Vale, pentru el nu contează, e agresiv. Deci contează, ca să înțelegi, contează din punctul de vedere al rezultatelor pe care le poți obține. Deci, numai în urma unui class action poți obții un cease and desist. Deci poți obții întreruperea activității. Dacă ai private nuisance, poți să obții despăgubiri într-un fel sau altul, dar ăla continuă să facă ce face. Da, asta în context american și nu știu ce, dar strict vorbim, da. Da, e ciudat. Eu să zic Vali e victimă când el poate nu se consideră victimă. Deci, unul dintre lucrurile care teoretic prin tribunale poate să dispună, da, este stoparea agresiunii. Da, dacă tu îmi faci o agresiune, dacă tu mă agresezi, da, ăla poate spune, băi, stop. Da. Okay, stop, da. Adică nu e numai despăgubire. Că dacă vrem să ne înțelegem, știi, eu să-ți iau niște bani ca să te las să faci chestia asta în continuare, asta ne înțelegem la o mediere. Dar dacă am ajuns deja la tribunal, înseamnă că vreau să te oprești. Da? Sentința asta de a te opri, nu poți să o primești
pe sistemul juridic american dacă dai în judecată în nume personal. Ce tâmpeni. Și ei au redus posibilitatea da. Să dai în judecată. În... Seamănă cu aia, că eu îți ofer apărare în general, nu îți ofer ție apărare. Da. De care făcea mișto humor. Nu? Da. Ok, acestea fiind spuse, noi am fost în Dodi. Pentru Gabi Munteanu, Costel Savarache, eu am fost Valentin Berceanu. Vă rog în libertate, că e mai bună decât toate.